decis să acordăm Moldovei un ajutor umanitar, un grant nerambursabil pentru a veni în sprijinul oamenilor de acolo. Până la urmă, cei care au nevoie de ajutor urgent sunt cetățenii din Moldova cu situații complicate și în acest sens este gândit ajutorul umanitar care vine să suplinească anumite măsuri până când se ajunge la un acord pentru mutul rambursabil.